Creștinii din Orientul Mijlociu sunt cei mai persecutați oameni din lume, mai ales în ultimii ani. Suferințele lor sunt prezentate într-o carte apărută recent și care este intitulată The Disappearing People. Cartea vorbește despre soarta tragică a creștinilor din Orientul Mijlociu. Autorul este Stephen Reish, de la Arhiepiscopia Caldeană din Arbil, în Kurdistanul irachian. Recent, Chris Mitchell, de la CBN, a stat de vorbă cu el în studioul din Ierusalim. Cum ai descrie situația creștinilor aici, în Orientul Mijlociu? Așa cum știi, Chris, situația este fragilă și se agravează pe zi ce trece. Nu găsim niciun loc în Orientul Mijlociu unde situația creștinilor să se îmbunătățească. În carte nu vorbim doar despre Irak, ci și despre oamenii din diaspora, din războaiele cu statul islamic despre creștinii irakieni care s-au refugiat în Turcia, în Liban și în alte locuri. Mai vorbim și despre situația creștinilor din Egipt. Astfel vorbim despre creștinii din întreaga regiune, deși punem accent pe soarta celor din Irak. Cred că situația din Irak este mult mai acută, deoarece numărul lor a scăzut în mod drastic. Situația este dificilă și o prezentăm fără ocolișuri. Titlul cărții vorbește despre oamenii care dispar. Care este viitorul creștinilor aici, în Orientul Mijlociu? Putem privi situația lor din două perspective. Creștinii care au rămas sunt o rămășiță din care poate începe o renaștere, în cazul în care au parte de ajutor adecvat și de o schimbare a comportamentului și a politicii grupurilor aflate pe teren. Pe de altă parte, putem fi martorii sfârșitului, deoarece încetul cu încetul nu mai rămân decât ultimii martori ai creștinilor din zona. Urmărim situația din Ierusalim și din Betlehem. Irakul se uită în acea direcție până se va schimba traiectoria them this is essentially what we're looking at there now and and Iraq is is looking at that situation if the trajectory does not change. Situația este tragică. Ce ar putea face biserica din occident și din alte părți ale lumii? Well, by the churches in the west, the most important thing that they can do is to continue to pay attention. There's a real fear. Biserica din occident ar trebui să continue să urmărească situația. Greștinii din Irak se tem că, din cauza situației prezente în întreaga lume, necazul lor va fi dat uitării. În cazul lor, pandemia a venit după prăbușirea societății, a venit după un genocid. Astfel, problema lor poate fi dată uitării cu ușurință în mijlocul acestui haos din regiunea lor și din întreaga lume. Ei se roagă și speră că oamenii din Occident și mai ales biserica nu îi va uita. Nădăjduiesc că această carte îi va ajuta în acest sens. and in the churches uh, in particular will not forget them and, and hopefully this book uh, can help keep that, uh, that flame alive for them pray that they keep their courage Rugați-vă ca ei să nu-și piardă curajul. Creștinii care au rămas sunt rezistenți. Rugați-vă să nu-și piardă curajul și să știe că sunt creștini în lume solidari cu ei și nu sunt uitați. Asta înseamnă foarte mult pentru ei.